admirator. Sunteți un scriitor cu un quasi statut de vedetă, ceea ce ne face să credem că statutul cărții, despre care ne-am propus să vorbim astăzi, nu este chiar atât de problematic cum apare din unele discuții. Oamenii vă cunosc datorită cărților pe care le-ați scris. Dar și datorită televiziunii. Unde tot despre cărți vorbiți. Unde numai despre cărți vorbesc, sau în general despre felul în care noi reușim să le trăim. De fapt nu vorbesc direct despre cărți, ci despre acel tip de viață în care conținutul cărților, ideile, faptele, emoțiile, relațiile care sunt configurate într-o carte, intră în carnea noastră și ne ajută să trăim. Pentru că dacă e ceva care îmi produce o vie repulsie estetică, este concepția culturologică despre lume. Oamenii care, când aud cuvântul cultură, brusc își îndreaptă și raspinării, ridică degetul mic în sus și devin, cred ei, direct conectați cu spațiul înalt al culturii. Ori cultura nu e deloc asta. Cultura e ceva care, ca și hainele pe care le porți, este menită să te facă mai frumos, mai prezentabil, să te ridice undeva, dar nu într-un spațiu al prețiozității, ci într-un spațiu al autenticității. Încă o dată, un spațiu al vieții. Așa e, dar între timp ce vedem foarte puțin oameni umblând fără haine și numai în locuri cu totul și cu totul speciale și în funcție de niște accidente. Să nu disprețuim trupurile care n-au nevoie de carne, de haine. Nu le disprețuiesc, dar spun că le vedem rar. Oameni care se pot dispensa de cultură vedem foarte des sau îi auzim foarte des sau ne revoltă foarte des. Ar trebui deci să existe un tip de procede, un șir de procede prin care să le putem spune că nu e un lucru, nu e un lux, nu e un lucru pe care ori îl ai, ori nu îl ai și viața e la fel. Viața nu e la fel, nu? Da, clar nu e la fel. Dar mă gândeam că chiar cine nu citește cărți, nu înseamnă că trăiește într-o lume din care poate face abstracție de cărți. Pentru că, în fapt, cărțile sunt prezente nu numai prin faptul că noi le putem citi sau prin faptul că le putem vedea. Cărțile conțin gânduri care au consecință în lumea în care trăim. Lumea în care trăim este consecința gândurilor care au fost exprimate prin cărți. Noi vrând nevrând trăim în gândurile pe care oamenii le-au pus în cărți. Așa că, dincolo de definiția strict antropologică a culturii ca mod de viață, în care intră și felul în care te îmbraci, te miști, relații între oameni, felul în care mănânci și așa mai departe, instituțiile în sensul poate informal al termenului, deci dincolo de sensul antropologic al culturii și chiar dincolo de sensul, să zic, înalt, deși cuvântul nu-mi place, nu că aș disprețui înălțimea sau lucrurile superioare, dar e puțin așa, ca prea cu ștaif, cultura în chip de carte, rămâne faptul că lumea în care noi trăim este, întrucât trăim într-o civilizație și nu într-o barbarie, este rezultatul, aș spune, direct și absolut al gândurilor care au fasonat-o. Acum, cum să-l inviți pe un om care nu citește cărți să citească? Ați spus-o singură, și anume, arătându-i ce ar câștiga dacă ar citi cărțile. Dar asta este problema oamenilor care citesc cărți. Și anume, dacă acești oameni reușesc cu adevărat să fie mai buni, mai frumoși, mai speciali, altfel spus, să trezească dorința uneia care nu citește să emuleze cu ei, atunci problema e rezolvată. Credeți, domnule Martin? E o întrebare cam scurtă pentru răspunsul pe care îl așteptați. Cred. Nu-mi rămâne altceva decât să cred. De fapt, ar trebui să credem cu toții, să credem chiar cu disperare în asta, pentru că dacă n-am crede, semna să credem altceva, și anume că lumea în care noi am crescut, cu toate tribulațiile pe care le-am plătit ca să creștem în acest fel, este o lume menită să piară. Adică fără carte nu va mai exista lumea? Lumea a existat și de dinainte de cărți. Eu sunt mai radical aici, sau mai pesimist. Eu cred că o lume care renunță, care va renunța la carte, e o lume amenințată. Grav amenințată. Pentru că, desigur, există tot felul de substitute. Și n-are rost să le enumerăm aici. Cei tineri le cunosc foarte bine, chiar, aș zice, prea bine. Dincolo de asta, însă, lectura îți dă ceva esențial, constitutiv. Îți dă șansa unei reflecții
critice și autocritice. Poate că sunt cuvinte mari, dar oricine citește face aproape instinctiv, e obligat să facă acest gest de întoarcere spre sine și spre celălalt. Și cumva să-i privească și pe ceilalți prin sine. Jocul acesta între sine și celălalt, între mine și celălalt, îl asigură lectura evident, solitudinea lecturii. O să spuneți că și în fața ordinatorului tânărul este singur. Este și nu este. Pentru că ordinatorul, pe de o parte, este o unaltă interactivă, iar pe de altă parte este o unaltă extrem de pasivă. Cartea e altceva. Cartea îți dă, sau mai exact lectura, îți dă această singurătate, singurătate care însă nu te rupe de lumea în care tu ești și în același timp îți dă o posibilitate de intervenție în lume, de judecata lumii. Și, cum am mai spus, asupra ta însuți. Prin urmare, mă întorc și spun, o lume în care cartea tinde să dispară e o lume amenințată. Ceea ce nu înseamnă că, am să fiu puțin avocatul diavolului, ceea ce nu înseamnă că o lume în care cartea funcționează e o lume lipsită de amenințări, ceea ce nu înseamnă că oamenii care citesc sunt în mod necesar, în mod obligat, mai buni, mai inteligenți, mai toleranți decât ceilalți. Am două exemple cu care îmi slujesc această teză, aceea că unul din teroriștii de la Madrid era medic pediatru. Un om care a jurat că o să apere sănătatea copiilor a fost foarte indiferent la ideea că vor muri copii în urma acțiunilor lui. Karadžić, fostul președinte al Republicii Bosnia-Herzegovina, era psihiatru și norele lui libere poet. Putem înmulți aceste exemple. Contactul cu cartea, contactul cu ideile înalte, contactul cu metaforele, nu le-au adus nimic. Sau le-au adus ceva care e de fapt înspăimântător. Bun, dar totuși, hai să admitem că sunt mai degrabă excepții. Credeți? Întreb din nou. Eu resping argumentul doamnei Boianjiu, care este un argument al diavolului, al avocatului diavolului, fără să spun că persoanele acestea sunt excepții. Nu, cartea nu te face prin definiție mai bun. Cartea nu este un medicament, precum e aspirina, care îți scade temperatura, în mod matematic, aș spune. Nu, absolut deloc. Însă cartea face parte, sau nu, cartea este una din modalitățile de existență ale culturii publice. Ori, într-o cultură publică se pot lua măsuri pentru ca Karadžić finalmente să fie adus la Haga. Asta o să mai dureze. Asta o să mai dureze, dar alternativa pentru noi, aș spune, este următoarea. Sau există un soi de deus ex machina care operează pentru noi în sensul dreptății, imediat, decidem că Karadžić este vinovat și în clipa aia apare o mână din cer care îl culege de oriunde s-ar ascunde, zbanc, și duce la Haga. Problema este ca Karadžić să se ducă într-un loc unde să se decidă dacă el este vinovat sau nu. Asta este. Și varianta a doua este varianta umană, varianta pentru care eu optez și care îmi place în ciuda faptului că îmi displace adeseori, dar îmi displace plăcând în fond această soluție, este aceea în care oamenii sunt convinși prin discuție liberă și prin puterea argumentelor, ori prin puterea exemplelor, că mai degrabă este preferabilă o lume în care Karadžić este condamnat ca un criminal de război, decât una în care el este omagiat ca un erou al naționalității pe care a sprijinit-o cu mijloace de greșite. Eu rămân la părerea că totuși cel care citește are cel puțin șansa să fie un om mai bun decât cel care nu citește. De ce spun asta? Pentru că lectura îți dă această posibilitate să intri într-un univers al mai multor posibilități, într-un univers plural. Cine citește e confruntat cu psihologii diferite pe care vrând nevrând le înțelege, le judecă, încearcă să se identifice cu ele. Efortul acesta de identificare implică o nuanțare extraordinară a spiritului, a sufletului sau a sensibilității sale.